Prea sfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, vorbul dintre Doamne, și sufletelor adormiților robului tău, că-ți tine legea și-a pus pe făcător. Tatălui și Fiului și Sfântului Domn și acum și Tău, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenutrită, a credincioșilor mântuire. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate pe noi din foc. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne! Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Melchisedec, episcopule, pentru ca să-i se ierete lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Călcat moartea și pe diavol ai surpat și pe viața vitale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, căruia îi facem astăzi pomenirea Melchisedec, episcopul cu tot neamul celor adormit, Petru, ieromonahul Pahomie, prezbitera Anastasia, episcopul Valerian, arhimandritul Ieronim, monahia Suzana, monahia Evdochia, cu tot neamul care a dormit, și așează pe dânsii în loc luminat, în loc de verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să fugă el și ei cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
care ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea ta cea de a treia zi cu harul tău le-ai dăruit puterea de a lega și de a lega păcatele oamenilor, ca să fie legată și încercă-te de dâși pe pământ sau legat, și tot așa să fie dezlegată și încercă-te de dâși pe pământ sau dezlegat. Și ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai vrut pe noi smeriți și nevrednici robii tăi să fim moștenitori a acelui preasfânt dar și har, ca și noi să dezlegăm, să legăm cele ce sunt întâmplă pentru poporul tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul arhereul tău, iartă robului tău, episcopului Melisedec, orice a greșit ca om în această viață și iartă lor toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura ce a pus în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau de la arhereu sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta prin prisma și prin invidia diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui se așeze cu sfinții, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lui de oameni stropive cu isop și mă voi vrăzi pe lame. Astăzi este o zi însemnată din calendarul bisericii noastre, mai curând a eparhiei noastre a Romanului și Bacăului, pentru faptul că facem comemorare și pomenire a unuia dintre cei mai mari episcopi care s-au înșiruit în rândul lor de-a lungul veacurilor pe scaunul vlădăcesc de la Roman. Este vorba de marele episcop Melisedec Ștefănescu. Aici la Roman, în ultimul timp, mai ales din anul 2000 încoace, se cunoaște faptul că noi, centrul eparhial și după aceea fundația care poartă numele acestui mare episcop Melisedec Ștefănescu, a organizat mai multe manifestări culturale religioase care au avut ca scop evocarea personalității marcante a acestui episcop, care l-am putea numi între cei mai importanți dintre toți episcopii care au fost în Biserica Ortodoxă Română de-a lungul veacurilor. Am avut șansa ca acest episcop să fie din părțile noastre și astăzi se împlinesc 190 de ani de la nașterea lui, în părțile Petrei Neamțului, la Gârcina, apropiere de Piatra Neamț. Deci, este fiul unui preot, Evlavios, care a avut mai mulți copii. Se pare că a născut prezbitera Anastasia 12 copii, dar 5 dintre ei și-au afierosit viața slujirii lui Dumnezeu, intrând în unele din demnitățile Bisericii Ortodoxe Române.
Este vorba, bineînțeles, de episcopul Melisedec, a cărui nume din botez a fost Mihail, și după ce s-a călugărit a devenit Melchisedec, nume care l-a purtat și a devenit nume de rezonanță în istoriografia bisericii noastre. Deci născut în părțile Petre Neamțului, după aceea a urmat școlile de teologie ale timpului și a devenit unul dintre cei mai remarcabili episcopi ai bisericii noastre, datorită implicării sale în toate ramurile, am putea spune, a societății timpului său. El este cunoscut ca fiind participant și corifeu al unirii Moldovei cu țara românească, după aceea este unul dintre fervenții episcopi care s-a preocupat, delegat fiind al Sfântului Sinod, de autocefalia bisericii noastre și l-am putea numi părintele autocefaliei bisericii noastre românești. Aici la Roman a făcut mai multe lucruri și iată suntem în așezământul ca unde își doarme somnul de veci, dar alături de el cântă în glasuri îngerești copiii care i-a numit mult și iată cu darul Dumnezeu am restaurat așezământul care l-a lăsat moștenire fundației sale și copiii astăzi se bucură de condiții ultramoderne și se pregătesc pentru a deveni oameni între oameni. Copiii de la grădinițe și după aceea seminarul care de asemenea este ctitoria sa și multe așezăminte din cadrul eparhiei noastre a Romanului și Bacăului. Deci Romanul, prin Melisedec Stăpânescu, a devenit una dintre cele mai importante eparhii ale bisericii noastre ortodoxe și va rămâne acolo pe pedestal unde a fost așezată de demnitatea acestui episcop cărturar, episcop academician. De aceea astăzi nu putea să treacă neobservată ziua pentru faptul că se împlinesc 190 de ani, dar pentru faptul că noi încercăm să erijăm memoria, activitatea, faptele lui, întrucât el a fost cel care a marcat timpul său și poate ne învață și pe noi, preoți, profesori, elevi, copii, să marcăm timpul nostru care ne l-a dat Dumnezeu să îl împlinim, să îl trăim, să îl transfigurăm în acest veac trecător. Așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne regăsim în contextul acestei sărbători. Vă mulțumim și dumneavoastră, tineri, care vă pregătiți în seminarul Episcop Melisedec. Iată și copilașii care au ieșit să ne salute și acum vom merge la mormântul sau în capela care adăpostește mormântul marelui cărturar episcop, punând acolo o lacrimă sau o floare în memoria acestui mare episcop și rugând pe Dumnezeu ca să ne inspire pe noi, să tragem concluzia și să ne arate că El este într-adevăr un sfânt sau un casnic și prieten al Lui în împărăția sa cea sfântă. Și poate va veni vremea când poate tot pe de acest pedestal sau în jurul mormântului său vom ruga pe Sfântul Melisedec ca să ne binecuvinteze, să ne ajute și să ne dirigeze calea către împărăția lui Dumnezeu, așa cum a dirijat-o El multora din timpul său când a păstorit la Roman și pretutindeni acolo unde a fost chemat de Dumnezeu și de oameni. Așa că astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și în același timp și celor prin care Dumnezeu a lucrat ca așezămintele sale să strălucească, să fie bine organizate, să fie la înălțimea exigențelor instituțiilor de învățământ care sunt astăzi în urba noastră romașcană. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească cu sfinții, iar pe cei care îi facem pomenirea să ne ajute, să ne inspire, să ducem mai departe mandatul și testamentul care ne-a lăsat nouă. Amin. Thank you.
și le puneți aici lângă pe mormânt aici. Așa, bravo. Așa, bravo. Așa, și tu aici, aici. Așa, așa, bravo. Cred că la ieșire o să dați asta, la ieșire din capelă, ca să poată filma. Așa, așa, acum facem fotografie pentru asta. Nu, nu. Ia poliția, ține-ți ușa. Așa. 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 Luați-te câte o pâniță. Vă primiți câte o pâniță de la frate. Și tu? Bravo. Ia o pâniță. Ai centrului de zi din cadrul Fundației Episcop Melchisedec au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe preasfințitul Ioachim Băcăuanul. Cu ocazia împlinirii a 190 de ani de la nașterea Marelui Ierar și Cărturar, oficiind slujba de pomenire și comemorare a episcopului academician Melchisedec Ștefănescu. La sfârșitul slujbei, copiii cu emoție au depus o floare la mormântul Marelui Cărturar, în semn de mulțumire pentru tot ce le-a lăsat moștenire. Pe 15 februarie, astăzi, adică s-au împlinit 190 de ani de la nașterea episcopului Cărturar Melchisedec Ștefănescu. De aceea, în semn de omagiu, Centrul Eparhial, împreună cu Fundația Melchisedec Ștefănescu, a organizat o manifestare religioasă de pomenirea acestui ierarh. În fața statuiei pe care se află bustul episcopului Melchisedec, s-a oficiat o slujbă de pomenire. Au fost prezenți un număr impresionat de preoți din protopopiatul roman și elevii seminarului care îi poartă numele. Liceul Teologic Melchisedec Ștefănescu. Preasfințitul Ioachim Băcăuanu a fost cel care a oficiat slujba de pomenire și care a ținut și un cuvânt de învățătură, cuvânt în care a amintit celor prezenți de activitatea pe care Melchisedec a desfășurat-o în perioada în care a fost episcop de Roma, între anii 1879-1892.